Às vezes parece que é de celular. Tá. L-are și porocul. Uite, el e acolo. L-a legat. Pentru că sărea în curte la oameni. Pentru că la mine sărea la celălalt vecin și se cam, nu știu, se cam ofticat după aia și n-am vrut să stau să mă cer cu el pentru un câine străin care nici nu e al meu, din păcate. Da, mai da, te voi iau cioburile astea de aici. Oricum trebuie toate să le adun eu pe aici. Și oricum se dau foc la ele. Da. Las. Voi face o curat aici. Și o să vă arăt și găinele. Care, din păcate, la găini nu mai este o găină. A murit săraca. A fost, cred că a răcit. Ori fi prins-o curentul. Da. Și a murit. Din păcate. Și o să merg să vă mai arăt și găinile astea aici, așa că nu prea vreau să le chem. Cocoșește lui. Asta în altul școală s-a făcut cei mai frumoși. Cocoș. Găinile nu s-au mai uat. Ce face găinea aia, mănâncă din... Adică s-au mai luat, dar nu știu, nu găsesc coși de ouă. Poate că le ia Bela cu tot cu ouă și fuge cu ele. Oricum. Ok, și sper că v-a plăcut videoclipul. Dați să abonați. Să dați și un like, și un share, și un subscribe. Aveți grijă de voi, căci că... Să începe iară coronavirus, nu știu ce, că vom purta uniforme. Pe mine chestia asta, cam am probleme cu ei, cu uniformele astea. Nu prea îmi convine, dar da. Ok. Vă las. La revedere.